5 goluri pentru tine la toată ediție, dar golul de astăzi e unul super spectaculos. Cel mai tare din acest sezon pentru tine? Bună seara, în primul rând, da, pot să spun că acesta este cel mai spectaculos, chiar din cariera mea și de fotbalist de 11 la 11, dar din păcate golul meu nu a ajutat să luăm toate cele 3 puncte, asta este, mergem mai departe și următorul meu sperăm să le luăm pe cele 3 puncte. 3-3 cu o echipă cu tradiție la Victory Cup, acum, dar și voi sunteți campioni de 3 ori, dacă nu mă înșeală memoria, de ce vă bateți la retrogradare? Ambele formate. Da, putem să spunem că suntem într-o fază de tranziție, avem foarte mulți jucători noi, cei bătrâni deja nu mai le țin balamalele și trebuie să facem puțin tranziția. Eu zic că o să ne revenim, ăsta este un sezon de testare pentru noi și zic că de anul viitor vom fi din nou top. V-ați înscris în nou sezon, nu? Bineînțeles, nu avem cum ai spus, suntem o echipă cu tradiție și vom fi aici până când victorii nu va mai fi. Și nou sezon bănuiesc cu ambiții mari, nu după acest sezon de tranziție. Da, da, da. Anul viitor ne propunem să fim sus pentru că avem valoare. Acum avem mulți care nu mai vin, cum v-am spus, unii nu mai pot să vină pentru că sunt deja în vârsta a treia, a patra, înaintată și deja trebuie noi ăștia tineri să ne facem treaba. Știi ceva? Mai vin achiziții? Mai faceți transferuri? Nu știu, am văzut că a venit și Van der Vaart, poate îl luăm și pe el, nu știu, vedem dacă îl convoacă mister, eu știu. Am înțeles, mersi mult!